Bună seara, stimați telespectatori! Iată-ne din nou la Povești Sufelinar în luna iunie 2012. Luna iunie, lună dedicată copiilor și copilăriei. Am pășit și noi în luna iunie având un invitat care se încadrează perfect în ceea ce înseamnă copilărie. Cristina Todor este elevă la Canto Muzică Populară și a venit în această seară să povestească pentru copiii din județul Alba cum a început să cânte muzica populară, câți ani au trecut de atunci și de ce astăzi reușește să facă performanță peste performanță. Bine ai venit, Cristina! Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație și mă bucur că am ajuns aici. Eu te rog frumos să nu ai emoții, pentru că tu povestești în seara asta cu mine, mă cunoști de atâția ani și nu vreau să ai emoții, vreau să fii așa cum ești tu. Nu o să am emoții. Tu ai venit într-un frumos costum popular pentru că ești elevă la clasa de canto muzică populară. Da. Spune-ne din ce zonă vii, din ce zonă este costumul tău. Vin din zona Mureșului și este din zona Teleac. De unde chiar ești tu? Da. Acolo sunt și bunicii tăi. Da. Și costumul tău tot din Teleac este? Da. Este un costum foarte frumos. De când porți acest costum? De la 3 ani și 8 luni. Atunci ai început să cânti? Da. Unde ai cântat tu prima dată? Prima dată am început să cânt la un spectacol Dragmie Cântul Ardelean, unde m-am înscris cu doamna educatoare Eugenia Cioancă. Da, așa, pe acasă, pe la bunici, prin grădină. Am cântat. Cam... Cred că odată cu învățând să vorbești, ai și început să cânți. Da. Pentru că tu vii de foarte mult timp și la clasa de canto. De la 3 ani și 8 luni. Atunci ai cunoscut-o pe doamna profesoară. Da. Hai să rememorăm așa puțin cum v-ați cunoscut și cum ai ajuns să afli de această clasă și să vii acolo. Păi am aflat de doamna profesoară Leontina Fărcaș. Am văzut-o la televizor cântând. Și tata s-a interesat și într-o zi de marți m-a dus la ea și m-a testat și a zis, hai să o luăm, pentru că e bună la muzică populară. Și de atunci am cunoscut-o pe dânsa. Eu mă surprinde că ții minte și ziua în care ai fost. Cred că ți-ai dorit foarte mult să ajungi, dacă ai reușit să ții minte după atâția ani ziua în care ai venit acolo la Centrul de Cultură. Câți ani ai tu acum, Cristina? 9. Deci fii de mai bine de 5 ani. Da. Teoretic ai terminat. Ar fi trebuit să termini cu clasa de canto, dar ai rămas în preajma doamnei. Da. De ce? Pentru că lui doamna profesoare place mult să mă duc la orele de canto, muzică populară și mie îmi place. Păi asta e important, că îți place ție, că dacă nu, anul trecut ai intrat într-un grup foarte renumit. Da, în grupul de muguri de tezaur. Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Hai să povestim așa de la început. Printr-un concurs realizat de doamna Mărioara Murărescu, ne-a selectat și s-a realizat acel concurs și de atunci am intrat în acel grup Muguri de Tezaur. De unde ai cunoscut-o tu pe doamna Mărioara? De la televizor și de la anumite spectacole, tezaur folcloric. Deci tu ai început prin a fi spectator. Da. La emisiunile făcute de doamna Marioara aici la Alba Iulia. Da. Și cred că acolo ai văzut-o și pe doamna profesoară prima dată cu copiii. Da, da. Și ce ți-ai zis tu așa în mintea ta când ai văzut-o? Păi mi-am zis că este o realizatoare foarte bună de spectacole și să mă spun că știe să... Ți-ai dorit să ajungi pe aceeași scenă cu dânsa? Sau ți-ai imaginat că se va întâmpla acest lucru? Da, mi-am imaginat și am știut că... Când ai ajuns prima dată să cânți în spectacolele doamnei Murărescu? Îți mai aduci aminte sau asta nu-ți mai amintești? Nu mai amintesc așa. O fi fost la Strugurele de Aur, poate. Da, poate, la Strugurele de Aur. Dar ai fost de mai multe ori pe aceeași scenă cu dumneai. Da, am fost la Strugurele de Aur, la un spectacol de colinde,
Am fost la mai multe spectacole pe aceeași scenă. Ce au zis bunicii tăi când te-au văzut la televizor? S-au mirat și de doamna profesoară și de copii și de mine. S-au bucurat, bănuiesc, da. Că sunteți niște copii foarte talentați. Da. Care sunt prietenele tale cele mai bune de acolo, de la Muguri de Tezaur? Că voi ați făcut așa o gașcă de pitici acolo. Da. Printre cei mari, mai sunteți câțiva mai mititei, așa. Da. Care sunteți? Hai să ne amintim un pic și de ei, că astăzi nu am putut să-i aducem pe toți aici, că studioul e foarte mic. Da. Dar poate rând pe rând ne vom întâlni și cu colegele tale. Alina Cucui, Ștefana Lazăr și Ana Maria Grigor. Și cu tine. Voi patru sunteți trupa de pitici de la Muguri de Tezaur și toate ați început de foarte devreme să cântați muzică populară. Da. Dar cum de ți-ai ales tu muzica populară și nu ușoară sau alte genuri? Pentru că din clipa din care am auzit muzica populară, de atunci am decis muzica populară și mi-a plăcut cel mai mult. Cu cine ți-ai dorit tu, așa, în afară de doamna profesoară, cu cine ți-ai mai dorit tu să cânți pe scenă? Mai ai niște idoli, așa, în rândul interpreților de folclor? Păi nu, în afară de doamna Leontina, nu. Pe doamna Leontina am preferat-o foarte mult, pentru că eu mi-am respectat colegii, mi respect și îmi respect și îmi voi respecta colegii și pe doamna profesoară Leontina Fărcaș. Foarte frumoase cuvinte spui și cred că doamna profesoară când se uită la noi o să fie foarte încântată de ceea ce ai spus. Da. Pentru că este mare lucru în viață să nu uiți de unde ai pornit și cine ți-a îndrumat primii pași pe calea carierei. Că bănuiesc că o să faci o carieră din cântecul popular. Da. Cred că asta îți dorești cel mai mult. Foarte mult îmi doresc. Cam pe ce scene ai visat tu să mai cânți așa în țară? Cam la ce concursuri? Păi la Fiii Satului, acolo la noi în comună. Păi acolo ai cântat. Da, am cântat. Am participat la pe o scenă la Alba Froda la Sășciori. Așa. Astea sunt toate concursuri și spectacole în care ai cântat. Da, la concursul Cântec Străbun am participat. Acolo ai luat și premiu. Da, premiu 2. Bravo, felicitări. Mulțumesc. Și? Și evident, la Strugurele de Aur. La Strugurele de Aur, la mai multe spectacole. Concertul de colinde, da, care concertul. Este un concert foarte important, poate cel mai important din zona muzicii populare. Da. Și mare lucru, acolo la Strugurele de Aur și la concertul de colinde ai avut prilejul să vezi foarte mulți soliști mari de muzică populară. Da, îți mai amintești de vreunul dintre ei? Te-a impresionat? Așa, în mod special, unul din ei. Da, m-a impresionat așa Furduian cu Sava Negrean Brodaș, cu mulți, foarte mulți. Așa, când ajungeți să cântați pe aceleași scene cu artiștii ăștia mari, vă bagă în seamă sau pur și simplu trec așa pe lângă voi, nici nu vă văd? Cu siguranță o să ne bagi în seamă. Acum ne-ai spus pe unde ai cântat. Ai început cu localitatea ta, la Fiii Satului, da. Apoi ai ieșit în județ la câteva spectacole importante. Da. Ați cântat și, dacă nu mă înșel eu, ați fost plecați și la filmări prin țară. Da. Și revin la întrebarea mea. Mai există un loc unde ți-ai dori să cânti? Sau un spectacol? Sau o emisiune? Da. În Timișoara, în Cluj, în multe spectacole, în multe locuri. Și emisiune? Ai vreo emisiune preferată? Da, Tezaur Folclore, realizat de doamna Maria Moronescu. Dar, Cristina, în afară de muzică populară, cum îți mai petreci tu timpul? Că totuși ești copil, ai o copilărie. Păi îmi fac temele după ce vin de la școală, îmi exersez muzica populară și apoi mă joc cu vecinii de acolo, din sat. Ai mulți vecini pe vârsta ta. Foarte mulți. Asta e îmbucurător să auzim că sunteți mulți copii. Și ce preocupări aveți voi așa? Cam ce vă jucați? Ce vă place mai mult să vă jucați? Mați ascuns, felea, prinsia.
Și ești așa de ambițioasă și la jocuri, ca și la muzică populară, da. Să ajungi prima, să fii cea mai bună? Da. Și ce zic ceilalți copii când îi întregi? Te iubesc copiii de acasă? Da, foarte mult. Ești cea mai mare dintre ei? Sau mai sunt și mai mari? Mai sunt și mai mari. Bun, hai să ne întoarcem la muzica populară, că văd că asta îți place cel mai mult să povestești. Da. Ai spus că acum ai 9 ani. Da. Asta înseamnă că ești în ce clasă? A treia. În clasa a treia. Și cine este doamna învățătoare? Doamna Cristina Florea. De la școală de la Teleac? Nu, de la liceul de muzică din Alba. A, păi așa spune, că ești la liceu de muzică. Și la liceu de muzică faci și altceva? Da, instrument? Fac pian cu doamna profesoară Elena Beșliu. Și ce-ți place mai mult dacă ar fi să alegi la un moment dat între muzica populară și pian? Amândouă. Ai putea să alegi? Da, amândouă. Dar cel mai mult pentru mine este școala. Școala este cea mai importantă. Pe primul loc. Și la școală ce premii ai? Numai întâi. Bravo! Mulțumesc! Îmi place că ești foarte, foarte curajoasă și că vrei întotdeauna să fii cea mai bună. De altfel, de când erai mititică, vroiai să fii cea mai bună. Spune-mi un pic dacă înainte de spectacole ai emoții. Nu. Și atunci de ce ești emoționată acum? Că ești un pic emoționată. Te văd eu așa că nu ești ca de obicei. Nu știu. Să am eu emoții câteodată. Nu trebuie să ai emoții, că aici e mult mai simplu decât înaintea unui concurs sau al unui spectacol. Ai o melodie foarte frumoasă, pe care ai prezentat-o și la Cântec Străbun. Hai să ne cânți un pic din ea, așa, fără acompaniament, că aici nu putem, n-avem cum, n-avem condiții să ai acompaniament, dar fără, că tu te descurci în orice situație. Satul meu, grădină mare, la 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 la, am în tine o cărare, la 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 la, am în tine o cărare, la 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 la, și-o măicuță doritoare, la 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 la. Satul meu cu dor ales, măi, la 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 la, n-aș vrea din tine să ies, măi, la 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 la. Satul meu cu dor întreg, măi, la 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 la. N-aș vrea din tine să plec, măi, la 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 la. Foarte frumos. De unde ai melodia asta? Cine ți-a dat-o sau ai auzit-o? Am învățat-o la Canto. Ai învățat-o de la doamna profesoară? Da. Dar acolo, la tine, în sat, nu ai fost curioasă să te duci pe la bătrâni, să te învețe cântece? Nu. Păi uite, de acum îți spun eu să te duci să îi tragi de limbă pe bunici, pe femeile care știu să cânte, să-ți spună și alte cântece și să le aduci la doamna profesoară, să vezi ce spune. Costumul de unde l-ai? Costumul? Ți l-ai făcut sau l-ai găsit prin sat? Mi l-am făcut. Că e destul de... Ea este de la străbunica mea de 150 de ani. Și poalele mi le-a făcut mami. Ăsta, șorțul tot de la străbunica mea. Și ghetele de la bunica mea. Și pieptarul? Pieptarul mi l-a cumpărat mama. E foarte frumos și pieptarul. Mulțumesc. Ai un costum minunat, ai o voce minunată. Ce ai mai putea să-ți dorești tu? Atât. Cu muzica populară mă mulțumesc. Nu de mult a fost ziua copilului. Da. Pentru tine? Pentru mine a fost o bucurie. Cum ai petrecut 1 iunie anul acesta? Anul acesta l-am petrecut acasă și la un spectacol la Alba Mall. Am cântat și am primit multe cadouri de 1 iunie. Ia să auzim ce ai primit de 1 iunie. Așa ce-ți mai amintești? Că dacă am primit fost multe... o ciocolată, un suc și bomboane. Multe bomboane? Da. Și ați avut mulți spectatori? Au fost mulți copii la spectacolul vostru? Foarte mulți. A fost frumos? Da.
Cu cine ai cântat? Cu colegele mele mici și cu doamnele în timp. Foarte frumos. Deci ați cântat pentru copii. Da. De 1 iunie. Ăsta a fost cadoul pe care voi l-ați făcut copiilor din Alba Iulia. Da. Și voi ați fost răsplătite cu ciocolată, cu prăjituri, cu bomboane. Da. Dar tu, Cristina Todor, ce ți-ai dorit foarte, foarte, foarte mult să primești anul acesta? Un cadou sau de ziua ta sau așa, într-o împrejurare oarecare? Un cadou? Mi-am dorit foarte mult să ajung la această emisiune. Eu nu întâmplător te-am întrebat pentru că tu ești o fană a televiziunii Alba TV și de multe ori mi-ai spus că urmărești emisiunile de la, da, Alba TV. Da. Care emisiune îți place ție mai mult la Alba TV? Emisiunea Din drag pentru cei dragi. Tot de muzică populară. Da, tot de muzică populară. Ce zici, într-o zi o să iei locul Adinei? Acum noi trec anii, veniți voi din urmă. Sper. Îți dorești să lucrezi într-o televiziune? Și da. Ce ți-ai mai dorit tu să fii când o să fii mare? Realizatoare, doctor, veterinar. Îți plac animalele? Da. Ai animale acasă? Da. Ce animale ai acasă? Am oi, am porci, am câini, am găini. Și de care te ocupi tu cel mai mult și mai mult? De oi. Îți place la oi? Păi trebuie să căutăm atunci melodii de la păstori, melodii cu oile, cu turma de oi, nu? Da. Dacă asta îți place, trebuie să căutăm asta pentru tine. Da. Altă melodie îți mai amintești să ne mai spui așa câteva... Da, din... Acorduri, câteva versuri. De la doamna Leontina știu foarte multe, dintre care pot să vă spun câteva... De Doamne, la lume bine, frunză verde de mușcată, m-a făcut maica lunea, dragul e unde am venit. Și care îți place cel mai mult toate, dintre ele? Dar toate. Cel mai mult și mai mult și mai mult. Cel mai mult și mai mult și mai mult îmi place dragul meu unde am venit. Pentru că atunci când cânt acea melodie, simt că mă întâlnesc cu cineva nou, care nu l-am mai văzut în viața mea. Și atunci... Ai timp pe scenă să te gândești la ceea ce simți? Da. Și ce sentiment așa cel mai puternic ai avut pe scenă? Curaj. Bucurie. Să nu am emoții multe, multe, multe. Dar ce simți tu, Cristina, când vezi, așa cum ai văzut de 1 iunie, o mulțime care te aplaudă pentru ceea ce cânti? Simt bucuria oamenilor de care ei se bucură atunci când văd oamenii cum cântă așa de frumos. Și bucuria pe care le ofer tu, da, cântând. Și care le ofer eu, doamna Leontina și grupul Mugurii de Tezaur. Cristina, tu îți mai aduci aminte primul interviu pe care l-ai dat? Da. Ia să auzim, să văd dacă ți-amintești. Primul interviu pe care l-am dat, la concursul, la preselecția Muguri de Tezaur. Nu cred. A mai fost un interviu într-un ziar, nu spunem numele ziarului. Într-un ziar. Ia aduți aminte. Da. Ai văzut? Da, acum mi-amintesc când am cântat alături de tu maestru Gheorghe. Tu îți mai amintești câți ani aveai atunci? Vreo 4-5 ani. Erai foarte micuță și totuși ai apărut în acel interviu pentru că rubrica respectivă se numea Portret de Alba, da, dacă așa se numea, și ai apărut acolo alături de oamenii mari care sunt nume mari, fie în lumea artelor, fie în alte domenii de activitate. Tu n-ai avut nicio temere nici atunci, ai fost foarte relaxat, ai răspuns frumos la întrebări, da, și apoi au început interviurile la televiziune, chiar și la televiziunea Alba TV, ai dat câteva interviuri. Da. Și de asta
asta, eu mă mir că tu ai apărut de atâtea ori în scenă și acum ai emoții pentru că ești la o emisiune pe care o placi foarte mult doar pentru asta, nu? Da. Hai să cântăm o strofă dintr-o melodie a doamnei profesoare, să vadă că noi uităm, că o iubim și că prin melodia asta îi transmitem toată dragostea și simpatia noastră. Da. Frunza verde, frunza verde, de mușcată, bine ne-o mai, bine ne-o mai fost odată, când eram la mama fată și mă iube lumea toată, bine ne-o mai fost odată, la da, la da. Cristina, când asculți versurile astea cântate de doamna profesoară sau când le-ai învățat tu ca să le cânti, te-ai gândit la mama ta? Da. Și ce îi transmitem la mama ta acum? Hai să-i transmitem ceva. Că, în primul rând, că o iubesc foarte mult și să mă poată crește până când cresc mai mare. Sigur, și să te crească la fel de frumoasă, da, de isteață și de războinic, curajoasă. Așa, curajoasă, să ajungi mereu pe locul întâi. Da. Și eu îți doresc același lucru. Mulțumesc. Și pentru că nu de mult a trecut ziua copiilor, îți doresc să fii fericită, frumoasă, bucuroasă și împlinită așa cum ești acum și ție și tuturor copiilor. La copii ce să le transmitem? Hai să le transmitem și lor ceva, că luna asta este luna voastră, a copiilor. Da. În primul rând să-i transmitem multe salutări copiilor și să fie fericiți, sănătoși, curajoși, să nu fie așa fricoși, să nu aibă temeri și să fie fericiți. Acum sănătoși. Că vine și vacanța de vară, pleci undeva? Ți-ai propus să pleci undeva în vacanță? Sau stai să ai grijă de oițele tale? Stau să am grijă de oițele mele. Foarte frumos. Eu îți doresc să ai parte numai de bucurii și împliniri. Noi ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Eu mă așteptam să fii mult mai curajoasă, pentru că eu te știu de pe scenă, unde mereu mă încurajai și pe mine, chiar și pe mine mă încurajai, nu mai spun de colegii tăi. Doresc părinților tăi să fie sănătoși și, așa cum ai zis tu, să te poată crește, să fii un real talent acolo pe scenă și să nu ne uiți când tu vei ajunge atât de mare încât abia să reușim să te mai aducem la Alba TV la câte un interviu. Aș vrea să nu ne uiți și să ne faci onoarea de a veni și atunci alături de noi. Uit. Eu sper, stimați telespectatori, că v-ați delectat alături de mine și de invitata mea, Cristina Todor, o invitată care face cinste județului Alba, pentru că deja ia marile premii în multe din concursurile de muzică populară și sunt convinsă că în curând o vom vedea pe marile scene ale țării și la Cerbul de Aur și la Mamaia și la Struburele de Aur și la multe alte competiții valoroase, nu-i așa, Cristina? Da. Că vei fi acolo și că ne vei aduce multe, multe, multe premii. Da. Îți doresc din tot sufletul acest lucru, iar dumneavoastră, stimați telespectatori, vă doresc o săptămână foarte, foarte frumoasă, împlinită și cu multe bucurii, așa cum este viața Cristinei și a altor copii din acest județ. La revedere, o seară frumoasă!